RFI. Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de risc. O emisiune de dezbatere, o să discutăm astăzi despre beneficiile și limitele digitalizării în asigurări. Printre beneficiile pandemiei putem număra cu siguranță atât accelerarea digitalizării, cât și avântul introducerii noilor tehnologii în multe domenii, unul dintre ele fiind cel al asigurărilor. Astfel, de la un contract pe care îl primeam în câteva zile, printat pe suport hârtie, uneori scris și cu pixul, acum îl avem rapid pe e-mail sau pe WhatsApp. De la plățile făcute cash către agentul nostru de asigurare sau broker sau cine era el, acum plățile se fac cash și le putem face rapid și în siguranță prin internet banking sau prin diverse aplicații. Dacă vă gândiți la tarifele de primă, așa numitele prime de asigurare, adică sumele lunare, trimestriale, semestriale, anuale pe care le plătiți pentru un contract de asigurare, și ele se pot obține online, direct de la companiile de asigurări sau de brokeraj, fără să plătiți vreun comision. Bun, eu mi-am pus problema următoare. Asta se întâmplă în marile orașe. Da, câți dintre cei care trăiesc în zonele rurale sunt familiarizați cu procesul ăsta al digitalizării? Sigur că am văzut niște reclame al unui operator de telefonie mobilă în care erau niște ciobani și vorbeau la telefon și foloseau smartphone-uri, dar nu știu cât de adevărate sunt. De spectaculoase au fost spectaculoase. Nu știu cât a reușit să pătrundă digitalizarea asta la consumatorii care sunt dincolo de marile orașe. Să zicem, nu neapărat la sate și comune, dar în orașele mai mici. Și mi-aș mai pune o întrebare, cât timp ar dura ca aceste servicii să ajungă general acceptate, adică 99,9% din populație să le folosească cu multă ușurință și cu multă plăcere. Despre toate subiectele astea și despre care sunt cele mai noi și mai inovatoare servicii de digitalizare în asigurări, voi discuta astăzi cu Andia Paraschivei, administrator la iAsigurare. Se scrie la fel ca la iPhone, adică iAsigurare. Andy, bine ai revenit în studio, știu că ai mai fost acum ceva timp. Așa este. Și vreau să te întreb, pentru că noi ne-am văzut înainte de pandemie, cum au fost anii ăștia de pandemie pentru piața de asigurări din România, de care suntem legați amândoi într-un fel sau altul? Din punctul meu de vedere, au fost niște ani fructuoși. Practic, pandemia a forțat această piață care era cumva înțepenită în anumite standarde mai vechi. A forțat piața să se digitalizeze și mai mult și, practic, atât companiile de asigurare cât și brokerii au fost nevoiți să găsească soluții digitale sau soluții prin care să ajungă la clienți într-un mod online, într-un mod virtual. Pentru că cealaltă variantă era să nu ajungă deloc la ei, pentru că nu mai se permitea contactul fizic, știi povestea, măști, distanțare socială. Eu am și scris într-o postare, zic, nu e distanțare socială, e distanțare fizică. Social nu ne distanțăm, rămânem împreună acolo. Și uite, cu digitalizarea am reușit să rămânem împreună. Bun, piața a avut un câștig din acești ani de pandemie. Da. Dar compania ta, în ultimii 2-3 ani, cum a fost pentru ea? Adică ai profitat și tu de procesul ăsta sau... A fost foarte interesant în anii de pandemie. Noi am fost... Pe noi pandemia ne-a prins pregătiți, ca să zic așa. Noi aveam toate procesele... Ai avut un proces de premoniție așa înainte de pandemie, nu? Nu. Însă eram pregătiți din punct de vedere digital, pentru că încă de la început, din 2011, dacă nu greșesc, noi am mers pe ideea de a oferi soluții de achiziție a asigurărilor online prin... fără ajutorul cuiva, soluții de tip self-service.
Și chiar dacă poate nu am ajuns la un grad de clienți suficient de mare, așa cum ne-am fi dorit, noi am mizat foarte mult pe zona aceasta de online. Și atunci, când a venit pandemia, când a venit lockdown-ul, noi am fost pregătiți cu toate soluțiile și toate serviciile. Îmi și închipui atmosfera de la voi, de la companie. Pac, lockdown și voi foarte fericiți, spunând, băi, ce bine că a venit pandemia asta. În sfârșit o să vină clienți. Îmi amintesc că nu prea exista tracțiune pentru partea de online. Oamenii, în baza vechilor obiceiuri, preferau să se vadă față în față cu brokerul, cu asistentul în brokeraj, cu agentul de asigurare și așa mai departe. Și toată lumea se întreba, Doamne, în cât timp o să ajungem să ne digitalizăm? Tu erai gata digitaliza și așteptai doar să se întâmple ceva. Așa este. Un aspect foarte important care s-a petrecut la câteva luni după martie 2020 a fost renunțarea la tipizatul RCA. Practic, noi pierdeam undeva la o oră zilnic pentru a printa, a împlicui și a face AVB-urile pentru a le trimite mai departe către clienți. Și pentru noi a fost o gură de aer acest lucru, pentru că noi deja trimiteam clienților documentul în format electronic. Dar îl trimiteați și în format fizic. Îl trimiteam și în format fizic. Mi-a plăcut aia cu printare, împlicuire și AVB-uri. Da? Îmi și închipui birocrația din spatele lucrurilor astea și ce se întâmpla când pierdeai un astfel de document. Da, îl aveai în formă electronică. În toamna lui 2022 intervine, pe finalul de pandemie, intervine falimentul City Insurance. Cred că 17 sau 19 septembrie a fost anunțat, 2021. Și apoi a urmat o serie de modificări legislative. Cum a fost acest faliment pentru tine, pentru piața de asigurări? Cred că pentru toată lumea a fost un șoc creșterea prețurilor. Efectiv s-au dublat peste noapte și a existat o perioadă de așteptare în care clienții se gândeau că poate prețurile vor reveni și nu încheiau, nu și renoiau. Apoi a mai fost situația clienților care încheiau recurent, lună de lună. Nu existau diferențe de primă între o lună ori 12 versus asigurarea pe 12 luni, cum este acum. Și atunci erau mulți clienți care încheiau lună de lună, practic beneficiind de un fel de plată în rate fără dobândă a asigurării. Și tot sperând că o să scadă prețurile. Nu, asta înainte de creștere. În momentul în care a avut loc creșterea tarifelor, asigurătorii au mărit substanțial mai mult asigurările pe o lună, pe două, pe șase luni față de cele pe 12 luni și automat oamenii au fost forțați să încheie asigurări doar pe 12 luni pentru că era cel mai convenabil. Aș prea zice că au fost forțați, au fost stimulați să încheie pe 12 luni. De ce spun asta? Pentru că prețul pe o lună, acum gândește-te așa, să faci formularistica despre care vorbeai tu de 12 ori în loc să o faci o singură dată, înseamnă timp pierdut, înseamnă resurse irosite. Ca să emiți o poliță pe 12 luni sau o poliță RCA pe o lună, e același efort. E același efort și pe urmă trebuia să anunți clientul. Da. Hai să nu intrăm în detalii. Clientul trebuia anunțat cu 30 de zile înainte. Așa adică este. Tu încheiai poliția de asigurare și spuneai, ai grijă că într-o lună îți expiră. În 20 de zile primea oferta de renoire, da. Bun, ce ați făcut voi în contextul ăsta? Păi nu prea am avut ce să facem. Ne-am acordat și noi cu schimbările. Bănuim că sunt, odată cu creșterea tarifelor, sunt foarte mulți șoferi care circulă fără RCA. Asta este o bănuială care cumva se dovedește și din o analiză internă pe care am făcut-o. Dacă mă uit în statisticile poliției, nu e...
Nu se vede o creștere a numărului de amenzi date pentru că șoferii nu au avut poliția RCLA. Dar acum nici nu știu dacă în fiecare dintre cazuri poliția a cerut și polița de asigurare RCA. Da, nu știu. De asta nu există o statistică foarte clară în domeniu. Da, noi am făcut caz concret, am sunat la reînnoire, clientul a spus că nu circulă cu mașina sau că nu o folosește, sau că și-a încheiat în altă parte. Apoi, după 30 de zile, am verificat dacă are poliță validă și nu avea. Aici pun un asterisc, mă duc în josul paginii și dau o notă explicativă. Chiar dacă mașina o ții în garaj, ea exact. Trebuie să fie asigurată atâta vreme cât e înmatriculată. Este ilegal să ai mașina înmatriculată și neasigurată. Nu circuli, nu e nicio problemă, trebuie să ai asigurare. S-ar putea ca mașina să fie luată de cineva din familie care nu știe că tu nu vrei să circuli cu ea sau să o ia așa, să fure cheile. Ia cheile de la tata, se urcă în mașină, pleacă, comite un accident. Cine răspunde? Răspunsul proprietarul, părinții. Așa este. Același lucru s-a observat și în perioada pandemiei. Oamenii nu circulau pentru că stăteau în casă. Și același răspuns l-am primit. Că nu circul cu mașina, nu-mi fac RCA. Nu-mi fac asigurare. Da, vezi, și cetățenii își fac legea singuri, da, după care se întreabă de ce nu funcționează lucrurile. Da, lupta e una de informare. Știu că în vara anului trecut ați lansat o funcționalitate pe polița RCA. Cred că a fost trecerea de la hârtie la telefonul mobil. Nu mai știu cum îi spuneați voi. FGO. Da. Cu ajutorul aplicației FGO. Facturează gratuit online, care este o aplicație de administrare a afacerii. Suntem integrați cu această aplicație și prin intermediul acestei aplicații am reușit să dezvoltăm niște funcționalități foarte faine, aș spune eu, care au un succes destul de mare. În special în rândul... Ești ardelean? Nu. Că acum asta cu faine era pentru clienții din zona Transilvaniei, da? Așa spune. În special în rândul acelor persoane care vă întrebați la începutul emisiunii ce fac cei care nu sunt, care nu locuiesc în orașele mari. Am avut surpriza că odată cu lansarea acestei funcționalități să primim poze cu polițe în vederea ofertării și reînnoirii de la clienții din zone, nu știu, de la sate, comune, până la orașe, orașe mai mici, orașe mai mari. Evident, proporția se păstrează, adică tot din București, Ilfov, Constanța, ajung cele mai multe apeluri, dar am găsit alt tip de client. Deci au evoluat și clienții în timpul ăsta. Cât de prieteni sunteți cu WhatsApp-ul? Suntem foarte buni prieteni, tot prin intermediul FGO am reușit să automatizăm procesul de comunicare cu clienții la un nivel care nu știu dacă mai are cineva în piață în acest moment această funcționalitate. Practic, la emiterea, la finalizarea comenzii unei asigurări RCA sau travel, clientul plătește cu cardul, apoi în câteva secunde primește documentul PDF pe WhatsApp. Această integrare a fost posibilă, cum spuneam și mai devreme, prin intermediul aplicației FGO. Aplicația FGO fiind integrată cu WhatsApp Cloud Business API, care este ceva diferit față de WhatsApp sau WhatsApp Business, dar o lăsăm așa ca să nu intrăm în prea multe detalii. Zic să o lăsăm pe o emisiune mai tehnică, așa, dar am înțeles, e folosit și folositor și este integrat în aplicația voastră. Partea de plată. Spuneam eu că am scăpat de plata cu cash, să merg fizic la omul de la care cumpăr asigurarea.
Cum se fac plățile în momentul ăsta sau cum se fac la voi plățile? Aș vrea să merg puțin în spate, în urmă, și să vă spun că în momentul în care a început pandemia, noi mai aveam plăți cu cash la sediul unde funcționam. La sfârșitul lui 2022 am renunțat la chirie pentru că ne-am dat seama că o să mai dureze și plăteam degeaba acest spațiu și am trecut în online 100% și odată cu această trecere practic am renunțat la încasarea cash. La noi nu mai există din decembrie 2020, nu mai există plată cash, există doar plată cu cardul. Revenind la întrebarea dumneavoastră, recent am lansat o modalitate de plată online care la fel este destul de inovativă, nu cred că mai are nimeni în piață așa ceva. Nu mai plătești cu cardul, ci plătești prin intermediul băncii tale direct. Practic, în acest moment avem 4 bănci disponibile, nu știu dacă trebuie dacă, să spun dacă și sunt numele. Dacă sunt 4, putem să le zicem. În regulă, Revolut, ING, Raiffeisen și UniCredit. Clientul, dacă are cont la aceste bănci, selectează banca dorită și în momentul respectiv este redirecționat către site-ul de internet banking al băncii respective și este deja obișnuit cu tot procesul de autentificare, aprobare plată, pe care oricum îl face nu zilnic, dar destul de des. Și prin felul acesta nu mai este nevoie să reții numărul cardului, nu mai este nevoie să introduci acel cod. Deci nu mai bagi toate datele și toate... Exact, exact. Practic, clientul este redirecționat pe site-ul băncii și acolo cu simplă aprobare și introducerea unei parole poate să achite polița, care la fel va ajunge imediat pe telefonul lui, pe WhatsApp. Ai spus ce este acest... Tu ai spus așa, FGO pentru ai asigurare. Da. Ce este el practic? Hai să mai spunem o dată ca să-mi rămână bine în minte. FGO este o platformă de administrare a afacerii. Pentru noi rezolvă foarte multe lucruri care înainte ne dădeau bătăi de cap. În primul rând avem, ca să spun așa, câteva funcționalități pe care noi le utilizăm cel mai des. Avem un dashboard foarte frumos în care avem situația financiară la zi, practic tot prin intermediul PSD2 revin plata de care spuneam mai devreme, se întâmplă prin protocolul PSD2. Totul are un înalt grad de securizare, da. Banii n-au cum să se piardă, da, da, sunt, da, protejați, totul e ok. Da, 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 da. Așa este. Noi avem situația curentă a conturilor, soldurile din conturi le avem în dashboard, nu mai este nevoie să ne conectăm la 3 bănci ca să vedem dacă am încasat banii de la client. Deci, practic, vezi totul dintr-o privire. Exact. Și mai mult avem o situație financiară, o imagine de ansamblu a situației financiare, pentru că FGO știe să interpreteze balanțele pe care le face contabilitatea, acele documente care majoritatea dintre noi nu știm să le citim. Folosiți și inteligența artificială? Adică aveți vreun modul din asta? Avem și componente de inteligență artificială, da. Pentru că altfel, sau cum se cheamă, RPA? Robot Process Automation? Da, avem și așa ceva pe partea de facturi furnizori, unde practic procesăm facturile de la furnizori, se recunosc automat cifrele, furnizorul, datele facturii care ajung mai departe automat în contabilitate. Sistemul ăsta ar putea să fie dorit de alți brokeri sau de asigurători? Sistemul acesta este utilizat în acest moment de 86.000 de firme din România. Okay. Și asigurare este una din firme. Cu siguranță, da. Cu siguranță. Da, mă gândesc că ce ați făcut voi e particularizat pentru zona asta, da, de asigurări și ați putea să-i ghidați și pe alții în
cu siguranță. În zona asta, ca să fie mai... Câteva cifre relevante, așa, un prime brute încasate, ăsta ar fi volumul de business, adică câte prime ați încheiat, care este totalul banilor care i-ați încasat. Un clasament pe București, lucruri din astea care fac farme cu unei știri din domeniu. Anul trecut am intermediat prime brute în valoare de 1 milion de euro, în creștere față de anul anterior. Pe București, pe codul Caen de asistent în brokeraj, așa cum suntem noi, suntem pe locul 12. Este un loc pe care pe mine mă bucură, ținând cont de faptul că încercăm să fim o soluție 100% digitală. Adică noi nu oferim, nu suntem un asistent de brokeraj clasic care, nu știu, poate are o insulă într-un centru comercial sau vinde fizic, ci vindem exclusiv online și este loc de mai bine, evident, dar mie mi se pare că e un loc 12 foarte relevant pentru piață. Te aștepți ca în următorii ani să urci în acest clasament sau să se accentueze concurența cu ceilalți care se vor duce și ei către online și o să-ți mănânce din această cotă de piață? Este loc foarte mult, pentru că în continuare gradul de penetrare a pieței online este foarte mic. Ai adică, o cifră din estimările tale? Din păcate nu știu. Cred că am auzit niște cifre de tipul, acum vreo, în 2019 am auzit că 1% din totalul asigurărilor erau vândute online, din acest 1% jumătate era vândut printr-un mare retailer care avea în spate un broker de asigurare. Deci era o piață foarte mică. Dacă s-a dublat de atunci până acum, am putea spune că suntem la 2%. Da, așa cred și eu. Cam pe aici ar fi și estimarea mea 2%, 3% optimist. Și da. Din astea 90% înseamnă asigurare RCA, răspundere civil auto, asigurare obligatorie. Și am înțeles că ar fi vreo 8-9% asigurările travel și restul de asigurări se înghesuie toate pe un 0-0-1 acolo. La noi situația este puțin diferită. În ultimul an am avut, zic așa, o distribuție a asigurărilor undeva la 60% RCA, 15% travel, care s-a dublat față de anul anterior, pentru că lumea a început să meargă din nou în concedii și anul trecut a fost foarte bun pentru noi pe partea de travel, unde tot așa avem automatizare completă, că nu există interacțiune umană când utilizatorul cumpără un travel. Apoi avem locuințe la undeva la 12% facultative. Curios, padul este mult sub. Nu știu exact cum încheie, că știu că nu poți să închei asigurare. Nu poți să închei asigurare facultativă dacă nu ai tot ce obligatorie. Probabil că, nu știu, aici ne scapă nouă ceva. O breșă, nu? Ne scapă nouă ceva că nu avem un procent de pad similar. E de ținut cont că dacă cineva are facultativă și nu are pe cea obligatorie, s-ar putea să fie un criteriu de nedespăgubire. Pentru că legea zice, înainte, ca să-ți faci facultativă, trebuie să ai înainte încheiat obligatorie. O închei pe aia facultativă, nu ai pe aia obligatorie, cum Dumnezeu faci, vine asigurătorul și zice, păi n-ai făcut-o pe aia obligatorie. O să venim cu lămuriri ulterioare pe... Deci tu spui așa, ierarhia ar fi auto cu RCA, 65%, pe urmă ar fi locuințe, travel... Travel, locuințe și casco, urmează casco. Sănătate? Există cumva un produs? Nu avem. Avem asigurări medicale pentru cetățeni străini și odată cu criza, cu acest război, am avut cereri destul de multe în acest sens pentru documentele necesare care se fac dacă vrei să locuiești în România ca cetățean străin. Și atunci am avut cereri în acest sens. Mai avem câteva minute.
dacă cineva ar vrea să plece în străinătate fără să-și încheie o poliță din asta, se cheamă travel, i-am spus noi, e pentru călătorie, de fapt e asigurare medicală pentru călătoriile în străinătate. Așa este. Și intră în acțiune din momentul în care ai depășit granița României. Dacă ar fi ca cineva să meargă fără, ce pericol îl pândesc? Păi, cel mai mare pericol ar fi să se îmbolnăvească, dar ok, te îmbolnăvești cu câteva sute de euro, bănuiesc că ajungi la un centru undeva să-ți dea un tratament. Cel mai mare pericol ar fi să moară. Da, despre asta o să vorbim într-o altă emisiune. Sunt costuri destul de mari. Da, ar fi costuri mari așa pentru spitalizare, chiar dacă ai cardul european de sănătate, sunt țări în care există coplată, de exemplu în Germania, chiar dacă mergi la spital de stat, trebuie să plătești și tu din buzunar niște bani. Și în afară de asta, cu acea poliță poți să accesezi servicii private și, mai ales în cazul decesului, cum spuneai, costurile sunt foarte mari. 15, 17, 20 de mii de euro sunt proceduri speciale. Da. Cu ce ar fi de plecat acasă din emisiunea asta? Ne dăm seama că suntem cu un pas înaintea pieței prin ceea ce dezvoltăm și inovăm. Și aceste soluții ale noastre poate că nu au o adopție atât de mare în rândul șoferilor și în rândul românilor, că nu vreau să vorbesc doar de RCA, aș încuraja ascultătorii să folosească tehnologia pentru a experimenta ce înseamnă inovarea chiar și la achiziționarea unei polițe de asigurare. Deci să-și folosească curiozitatea și să folosească sistemul. Suntem la finalul emisiunii. Concluzia mea este aceeași din totdeauna. Să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Sergiu Costache, vă reamintesc că Ora de Risc e o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii. Tema zilei a fost beneficiile și limitele digitalizării în asigurări. Am discutat-o cu Andia Paraschive, administrator la AI Asigurare. Totodată asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni tot mai interesante. Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.